Rompetrol Rafinare, companie membră a grupului KMG International, a publicat oficial rezultatele financiare preliminare pentru anul 2021. Aceasta a reușit să înregistreze o îmbunătățire a indicatorilor financiari pe fondul unui volum de vânzări asemănător celui din anul precedent, dar și ca urmare a cotațiilor de piață mai mari comparativ cu perioadele similare din 2020. Astfel, cifra de afaceri brută atinsă de Rompetrol Rafinare în 2021 a fost de aproximativ 4,62 miliarde de dolari, în creștere cu 33% față de 2020, iar profitul operațional a fost de circa 106,8 milioane de dolari. Valoarea totală a exporturilor realizate în 2021 de rafinăriile Petromidia, Vega și divizia de petrochimia Rompetrol Rafinare s-a ridicat la aproximativ 959 de milioane de dolari. Rompetrol Rafinare și-a menținut prezența constantă pe piețele regionale prin eforturile conjugate ale companiei de a asigura cererea de combustibil și alte produse petroliere derivate. Pe segment de rafinare, cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de rafinare a urcat la 3,77 miliarde de dolari, în timp ce profitul operațional a trecut de la o valoare negativă de 33,4 milioane de dolari înregistrată în 2020 la o valoare pozitivă de 31,6 milioane de dolari. În 2021, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat aproximativ 4,6 milioane de tone de materii prime, obținând 1,13 milioane de tone de benzină și aproape 2,5 milioane de tone de motorină și combustibil special de aviație. În 2021, segmentul de petrochimie a reușit să-și majoreze cifra de afaceri brută la 186 de milioane de dolari, comparativ cu 149 de milioane de dolari în 2020. Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat 3,25 de miliarde de dolari în anul 2021, iar rezultatul operațional a atins un nivel de 70,8 milioane de dolari, în creștere cu 17% față de rezultatul obținut în 2020. Vânzările de carburanți, retail și angro s-au ridicat la 2,115 milioane de tone, în creștere cu 6% față de anul 2020, în timp ce cantitățile vândute în retail au înregistrat o creștere de 17%. Acest segment a adus vânzările totale de carburanți, aici incluzând și GPL, la 2,43 milioane de tone, cu 4% peste nivelul din 2020. Rompetrol operează o rețea de distribuție care cuprinde în România 1207 puncte de comercializare. Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 455 de milioane de dolari în trimestrul 4 al lui 2021, respectiv 1,63 miliarde de dolari pe tot parcursul anului.